Dragilor, astăzi e today is the day. Astăzi va fi ziua cea mare în care facem Sara... Bun. Păi da, eu v-am zis că m-am apucat de gătit. Sunt un gen de profesionistă, dar mai semi-profesionistă cu 10 puncte da, minus. Da, credeți-mă că chiar se pricepe. N-am mă pricep, sunt pricepută maxim. Dar astăzi voi învăța de la șoaricele Masterchef Sara să gătesc lasagna și o să vă învăț și pe voi pentru că Chico face cea mai bună. Bine, n-am sper mâncat. Sper să și ea să pun acum. Prietenul ei a mâncat și a zis că a fost ceva bine, a ars-o doar, dar altfel a fost foarte bună. Nu glumim, ci că a fost bună. Așa a zis. Așa a zis, dar acum ce să zic? Bine, de frică vă dați seama. Bine, gata, hai, vă arăt ce punem, că poate mai e timp să ne mai spuneți ce să nu mai punem. Stați așa că întoarcem camera. Țelina apia, ardei capia, dar și ardei gras, morcov, panceta, aici verzitura de la țelină, usturoi ceapă, carne tocată de vită, chili cu sare de mare, piper, sare neagră, roșii decojite, pastă concentrată de roșii, mozzarella de... cred că e specială de lasagna sau în fine pentru paste, pecorino, grana padano și pastele, care sper să fie bune. Am uitat despre uleiul de măsline, care este obligatoriu, și un pic de vin. Trei feluri diferite de brânză, după cum ați văzut. Noi nu prea suntem fane sos bechamel. Este greu, este prea... nu. Ne plac lucrurile ușoare. Deci, de ce folosim trei feluri de brânză? Ca să, în loc să punem sos bechamel ca altă la strat, punem cele trei brânzeturi amestecate și să fie așa tot cheesy și creamy, dar nu așa de greu. Open up, tell you how far, far, far. Let your emotions waterfall on me. Open up, open up. Open you up like a pokeball. Open up, tell you how far, far, far. Let your emotions waterfall on me. Open up. Open up. Need to deep breathe, heartache. Sara ne învață cum vom tăia ceapa ușor în cubulețe mici. Deci luăm ceapa, o tăiem așa în jumate. N-am început bine. Așa. Și apoi întoarcem. Se pare, deci cum se pare bine. Și facem așa, tăituri aici mici, dar fără să ajungem până la capătul ce pe aici. Așa, cât mai subțiri. Până la capăt. Avem grijă să nu tăiem nimic. Degețel te referi. Da, de șoarece, de mișcă. Apoi facem tăituri așa, trei. Una mai spre jos, una mai la mijloc și una sus. Și apoi luăm cuțitul mare și tăiem așa cât mai aproape și ies cubulețe în fine. Bravo, mami! Ca să scadă mai repede și să se ridice apa și să facă abur înăuntru, punem un campan. Deci nu mai vedem nimic. Nu mai vedem nimic, gata. Schimbare de program, nu mai e pauză de publicitate, da. Nu intră carnea. Aici carnea cu totul așa, ne gândim să o facem aici până se face mai, se duce apa. Se strânge și după aia o punem acolo, nu? Și ce pui? Piper? Sare. Sare. Și acum punem și un pic de piper. Am făcut carne, am reușit să facem două tranșe. Una e aici, am lăsat sucul și asta e aici și începem să le băgăm în... A, să le adaugi. Să le adaugi. Stau, dar și astea s-au micșorat, s-au muiat și arată super bine. Deci, dar trebuie fără apa aia, nu? Fără cu apă, cu apă, care e gustul de carne. Deci. Am reușit să amestecăm aici nebunia. 10 tone de carne cu 10... Da. Nu, 1 kg de carne. Hai să zicem ce am pus. 1 kg de carne. 2 ardei capia, nu? Deci 1 gras. Între timp eu voi lua cubul cnor și îl pun într-un bol peste care voi pune 5 ml de apă. Bine, și poate să fie orice cub, de fapt. A, da. De gen. Cubul de supă, cum ar fi. Cum atâta cred că ajunge, lăsăm să se topească. Așa, am pus 2 dalea lungi de țelină, 3 căței de usturoi, o ceapă întreagă. Așa, de am pus 2 ardei capia din acea mai micuți și un ardei capia, un ardei gras mai mare.
Și suc de roșie o să punem concentratul. Avem acest concentrat de roșii. O să aștept să se topească cunoarul aici și voi pune înăuntru conținutul acelui... Și mai punem și bucățile de roșie. Cred că o să vedem exact cum evoluează. Cred că da, punem și bucăți de roșie din aceasta. Mie mi-ar plăcea. E prea mult sos, mami, pentru doar ăsta. Să punem și puțin chili. Nu foarte mult, că eu nu știu cea mai mare iubitoare de chili, dar de gând. Doamne, deci cum am făcut o mare investiție. Excelent. Am făcut o mare investiție să te fac. Vă dați seama, all inclusiv. Am și copil, am și bucătăreasă, am și dragoste, am și asistentă, am și tot ce vreau eu. Așa, luăm și punem conținutul înăuntru. Și apoi punem conținutul aici. Pop și roșiile. Iar acum șmecheria șmecheriilor este să lăsăm acest sos. Cât crezi, mam, jumătate de oră? Ia zi, mam, rândul tău să guști. Cam supă, dar se micșorează. Păi da, o lăsăm jumătate de oră. Are nevoie de ceva? Sare. Mie mi se pare sărat, știi? Dar stai să se... Oricum se va mai evapora. Aș mai pune un pic de sare. Dar vezi că n-avem lumină. S-a terminat bateria. Hai că vedem după ce se duce sucul, după ce se ridică sucul. Mai mergea niște sos, dar aia mă, e. Că e bună. Bine, e ca în subțirică. Și ce am putea să facem? Să o rulăm, să facem sandwich cu lipie. Auzi, poți să deschizi aici? Dacă te-ai pus, bine, nu știu cum să deschide asta. Tragem spre tine. Da, perfect. M-am prins. L-am utilizat de foarte multe ori cuptorul și de am 170 de grade, 20 de minute.